Pe Dawal ați văzut roz în cap? Ce-i? Roz. Dawal s-a vopsit. Bă, Dufel, e o strategie. Nu e ceva. Nu e strategie, pe bune. De ce e strategie? Când ajungi acolo, să te sperii. Păi da, mă, da. Și să te sperii și să spun și încă ceva. Ca să fie foarte vizibil ca jucător. Nu știu, chestiune de marketing aici. Nu, mă, nu știu, marketing, nu știu ce. Probabil l-a învățat cineva, nu? Dar nu-i problema. Nu contează cum te colorezi la păr. Fotbaliștii au chestiunea asta. Numai că ca să poți să-ți faci lucrurile astea, acum de două nu pot să spun încă despre el. El așa e impunător, e puternic, e viteză, are cu tare, cu tare. De obicei, vedetele poate să-și permită așa ceva. Neymar, Messi, Ronaldo, ăștia, adică pot să-și permită așa ceva. Dacă n-ai ajuns vedetă, ești penibil dacă faci de-astea. Dar ăsta nu știm încă despre Daua, nu vorbesc despre, vorbesc la modul general. Vine, joacă la FCSB, două meciuri, pac, tatuat. Băi, stai puțin, stai, de ajunge, are Coman. Ai Coman, e vedetă, poate să aibă. Fii vedetă și după aia poți să ai. Tu ești vedetă? Nu ești, n-ai voie să ai.